Nie wiem, jak to jest. Winkies. Face absolut nimic. Deci, s-o rupt acolo să haină să vedeți de unde s-o tot apă. Cât de mare era acolo? Dar uitați-vă că a intrat în casă. În casă, un metru jumătate, a fost până aici. Și acolo, uitați. Acolo, partea aia s-o rupt, de acolo o vin. Tot a plăit. Acolo, ca la... Hai dați-vă un pic mai încolo. E ok. Ai dat în mașini? Da, cum? Ia uitați-vă, tot în mașini, tot au pus. Tot cu animale, cu toate smoke. Să apa tătă vine la mine în curte și peste totul și vine la voi. Adelina, ați intrat pe casă. Nu pe regenul. E blocat drumul. Că nu l-a durat cât, jumătate de ceas. Și deja l-a dus. Lea, mi-l-a dus, știi ce? Dezastru. Ei, un metru, jumătate, ui. Ai intrat și în casă? E, în casă, exact. Intrat pe ușă, e sus. Dar ce s-a intrat? La vecina ai luat mașina de spălat din casă cu tot Dumnezeu și... Și mașina de spălat tot din bucătărie, tot bine. La mine atât a avut să-i noroc că eu lăsai ușa închisă. De la jumătatea ușii fusă apa. Și o încuiai și o circulai pe sus. Pimnița e plină, dezastru, vine aici tot apa. Dezastru la mine. Hai, ferească Dumnezeu, e dezastru la mine. Eu încurc de, cred că am o mașină și ceva de piatră și de... Grădina tot e distrusă tot. Cât de mare e apa? Dar ce spune la ce fost încurte la mine? Acum e doare, acum o scăzui și îi păcui un dig așa pe mijlocul curții ca să meargă, să nu mai meargă în pimniță și acolo. Și acum am mai scăzut un pic, că făcui și la partea de dig. Torențial? Haide, și piatră, și Doamne ferește, tare de pe tot ploia. Dezastru, lunga e plină de apă, pe de-aia vine aici. Dar n-am număr de telefon de la urmă. De la mine vine că-i blocat drumul, mă, poliția în spate. Mergeam vara, descunț în centru. Serios, era apa până la genunchi. Nu la fie că, dar noi ar trebui să facem.
Verde, au venit în drum. Apoi cum a ajuns pe jos acum? Aici cu utilajul trebuie să retrage, de plecă cu brațul. Aici trebuie un excavator de la mare. Iarăți vin. Dar mitrailerul l-a avut. Păi de la drum poți trece, că le-am dat drumul. A venit apa mare și eu am vrut să ies în șosea. Și când se ies în șosea, a venit pomii spre mine. Eu m-am dat înapoi. Dacă nu mă dădeam înapoi, mă omorau pomii aici așa. Și m-am dat înapoi și a venit apa și mi-a inundat mașina. Mașina e plină de apă și din noroi până la banchetă. S-au rupt pomii și au venit aici în jos. Și când am văzut că vin pomii în jos, eu m-am dat în spate. Când am stat aici în spate, o venit apa pe mine. Cu tot cu deal a venit? Cu tot cu deal? Dealul a venit, uitați, tot vine. A venit și dealul și pomii. Și m-am tras înapoi că am văzut că vin pomii în coș către mine. Din nu mă trajam, aici eram mort astăzi. E de două ore. Nu se mai poate trece nimic. O zis cineva că până acolo, către Câmpeni, până la Puciu. E drumul blocat și rup din coste și din pomi, e tot la drum. Dar a plouat tare? O plouat tare, dar a venit potopul ăsta din noroi și pomeștea după ce se oprea ploaia, după ce se opri vântul. Nu a venit când a bătut vânt. Thank you.
face dracu ăsta peste în curte acolo, în curtea Parlamentului. Așa. Mulțumim autorităților că ne ajută la pe care am votat drumul, pe care am votat. Corect. Corect. Mai bun, bun noroc și fericire. Tot înainte. Unde mergeți? Unde mergeți? Până la Câmpeni. Și cum e drumul? E dezastru. Mai ales aici la ieșire din Cărpiniș. E blocat? Da, se surpă. Fuge terenul cu copaci cu sus. Să fie. S-au venit copaci în drum. Da. Și urmează. Natura. De acolo unde Claia au venit acolo sus, de la ea mai încolo s-a făcut o bășică de apă, de-a plecat terenul din chef, trei garaje de. Aici, de unde a pornit, iar o jumătate de coasă, nu mai multe se pază asta. Tot s-a rupt pădurea, tot i-a dus aici, până aici a dus. Și de acolo, uitați, o spart garajul, uitați, doștile, că am avut trecinițe, cum le spune noi, opritoare. Uitați unde le-au adus, tot s-a rupt. Și dacă e piatră de o tonă aici, piatră de o tonă. O dus-o pe părăul jos. A plouat tare? Doamnă, într-o jumătate de ceas, tot ce vedeți aici. Într-o jumătate de oră aici. De când am văzut că saltă greajul și-l aduce acolo, zic... Dacă o mică, că s-a peste 2 miliarde cu peste. Ați mai văzut așa ceva? Ba, câți de 72 de ani, nu. Cum a fost în 77, iar un pic. S-o rupt costul, dar nu-l hapăs. Aici am crescut, dar așa ceva. Salunice terenul ca acum, n-am văzut în viața mea. Bășică făcută de jos și când o înfoiat, o porni cu totul.
Domnul prefect, care este situația aici la între Abruș și Câmpeni? Din păcate, deși echipele lucrează de azi dimineață, încă vin aluvion de pe versanți. Este o alunecare foarte mare undeva mai sus de Cărpiniș. După estimarea colegilor de la drumul național, în jur de 300 de metri, aluviuni cu pădure a venită peste drum, sunt mobilizate forțe și de o parte și de cealaltă, iar colegii de la drumul național au luat decizia să închidă drumul de la Brut la Câmpeni și să devieze circulația pe rute ocolitoare. Vom interveni toată noaptea, nu putem să estimăm exact în cât timp se va elibera drumul, pentru că încă mai alunecă. Cert este că toate forțele acționează și în momentul când este liber vom degaja drumul. În zona Cărpiniș, unde alunecările de teren au fost foarte mari și s-a distrus foarte mult, este satul Dăroaia, în comuna Roșia Montană, unde au fost inundate 72 de case. Acolo avem populație cu copii mici și autoritățile locale, împreună cu colegii de la ISU, au luat decizia să evacueze populația și să-i ducă în siguranță la căminul cultural mai sus, până când știm că vor fi în siguranță. Deci vom acționa toată noaptea, vom evalua situația. Principala noastră preocupare acum este să nu avem victime, să asigurăm persoanele, să le ducem în locuri izolate, dacă este cazul. Despre câte persoane vorbim la evacuare? Din informarea care mi s-a făcut, este vorba de 82 de persoane.